Bună ziua și bun găsit, vă spunem și de această dată. Iată-ne într-o perioadă specială în care vă urăm cu toții, toată echipa, sărbători fericite, sărbători tihnite, sărbători în liniște, un an așa cum vi-l doriți, în echilibru, în speranță și în credință. Discutăm astăzi cu o familie excepțională a culturii românești, o familie excepțională a Craiovei, alături de noi doamna Beatrice Silvia Sorescu Bălașa, alături de domnul Nicolae Bălașa, oameni de cultură, erudiți oameni de cultură, scriitori și oameni, a spune, care ne încântă de fiecare dată, fie că este vorba de evenimente culturale organizate în instituțiile de cultură din Oltenia, fie că este vorba pe micul ecran. Mulțumesc! Bună ziua, vă spunem și noi. În primul rând, mulțumim pentru invitație. Suntem iată în pragul sărbătorilor de iarnă și vrem pe această cale să urăm sărbători cu bucurie, cu sănătate în primul rând, cu liniște, cu belșug în casele tuturor românilor și cu tot ce înseamnă frumos. Aceleași gânduri din partea mea și cea mai bună urare, cred că și potrivită, este aceea de a ne bucura oricând și oricum, în orice condiții de viață, pentru că vrând nevrând, timpul e nertător, iar viața trece indiferent dacă ne bucurăm sau nu ne bucurăm. Domnul Bălașa, sunteți un fin observator al realităților din jurul nostru. Și cred că de asta ați și motivat și ați subliniat nevoia pe care o avem cel mai tare în această perioadă. Sigur că n-aș putea să spun că sunt un extraordinar de bun observator, dar cu greu îmi trec neobservate anumite aspecte ale vieții, ale tot ceea ce ne înconjoară și mai ales în situații limită. Omul în situații limită se manifestă într-un mod deosebit. Ori sărbătorile sunt cele care provoacă aceste situații deosebite și categoric și provocările individului, a omului, a familiei, a tot ce ne înconjoară sau ne poate defini ca oameni, sunt în aceeași măsură, sunt împinse către extreme. Vedeam de dimineață câteva știri legate de ceea ce se întâmplă acum de sărbători, fie aici în țară, fie grija celor care pleacă din țară sau vin în țară pentru a domoli cumva, dacă vreți, dorul celor duși de acasă sau dorul de ceea ce reprezentăm noi ca români în această lume, noi ca noi în sufletele noastre, că în ultima instanță cu greu ne pot percepe alții în adevăratul sens al cuvântului dincolo de hotarele țării, dacă nu sunt categoric români. Mi-aduc aminte că, e specifică nu doar românilor, mi-aduc aminte, eram odată în Sicilia și îmi spunea un sicilian că acolo, în Sicilia, vremurile și atmosfera și clima este de așa manieră încât dacă nu te-ai născut în Sicilia, nu poți fi sicilian, adică nu stai acolo. E foarte adevărat că pe toate străzile și pe toată suprafața în care ne-am deplasat de la Palermo până, ce știu eu, la Marea Mediterană, nu, este Marea Ionică, acolo în sud, foarte puțini de altă naționalitate erau printre sicilieni. Erau doar sicilieni și atât. Ei erau... La fel se întâmplă și la noi. Sigur că nu avem decât să luăm tot ce este în jurul nostru așa cum este, să-l urzim de așa manieră să fie în folosul nostru și, bineînțeles, să nu uităm să ne bucurăm de tot ce ne înconjoară. Repet, viața curge fără să vrem noi și nu o putem opri. Nici nu ne putem întoarce înapoi. Vedem cu ochii noștri că noi, românii, și nu numai noi, aproape întreg globul pământesc, trăim în prezent niște vremuri destul de ciudate, de grele. Dar sărbătorile cumva ne aduc în suflet, ne fac cumva să uităm de tot ce este rău, de suferință, de durere și încercăm să semănăm în sufletele noastre bucuria, zâmbetul, culoarea, încercăm să semănăm în sufletele noastre acele sărbători adevărate pe care le știm cu toții și de care ne aducem aminte
din copilăriile noastre, noi care avem o altă, am trăit și în perioada aceea când datinile și obiceiurile erau la ele acasă, încercăm să devenim cu toții copii și să ne bucurăm exact ca niște copii de frumusețea acestor sărbători. Sărbători care încep propriu zis din 30 noiembrie, când este sărbătoarea Sfântului Andrei, o sărbătoare creștină, dar care include anumite practici. Știm cu toții că se pune grâu să încolțească în seara de Sfântul Andrei pentru a vedea cum este recolta anului viitor. Fetele, tinerile fete necăsătorite, visează noaptea aceea dacă se mărită sau nu, își visează ursitul. De asemenea, se obișnuiește să se dea cu usturoi și cu usturoi pe la tocurile și pe la geamuri, la ferestre. Iată că sărbătoarea de Sfântul Andrei se prelungește cu cea de Sfântul Nicolae, care este un simbol al iubirii, al dăruirii. Se zice că Sfântul Nicolae, atunci când era tânăr, a renunțat la toată averea sa și a împărțit-o săracilor. Copiii sunt fericiți și nu numai copiii, și noi toți, când noaptea de Moș Nicolae ne facem ghetuțele și fiecare sperăm să găsim dimineața ceva în ele. Apoi este Sfântul Spiridon, cred că aproape după Sfântul Nicolae, nu mai țin minte exact, care este un simbol al salvării recoltelor. El aduce ploaia întotdeauna. Urmează apoi Crăciunul, sărbătoarea nașterii Mântuitorului, când toți ne pregătim trupește și sufletește cu tot ce înseamnă mai bun, curățăm casele, le gătim frumos ca pentru sărbătoare, tăiem porcul, pregătim în căruri alese, primim colindătorii, iată, colindători care sunt cei care ne aduc vestea. Care veste? Aceea a nașterii Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Primind steaua este simbolul celor trei magi de la răsărit care îl caută pe Mântuitor. Urmează apoi, a doua zi de Crăciun, este Sfântul Ștefan, o altă sărbătoare extrem de importantă, ca să se prelungească cu boboteaza pe 6 ianuarie, cu anul nou mai întâi, apoi cu boboteaza pe 6 ianuarie și, iată, ultima sărbătoare de iarnă este Sfântul Ion pe 7 ianuarie. Domnul Bălașa, ne spunea doamna Bălașa de curățatul casei și de pregătirile pe care le facem cu toții pentru a întâmpina nașterea Domnului. Aș vrea să vorbim un pic despre curățarea sufletului. Prima chestiune pe care vreau să o spun că este legată de faptul că toate aceste sărbători sunt fie invenția omului, fie invenția bisericii. Adică omul în căutarea confortului exterior și interior lui, în momentul în care, repet, să-și curețe atât partea exterioară cât și partea interioară, caută un răgaz în care să se și bucure cumva de tot ceea ce se numește viață. Însă, în realitate, lucrurile nu stau tocmai așa. Aș vrea să fac o paranteză și să reamintesc că am mai vorbit despre așa ceva. Să aduc în discuție cumva ideea de timp. Blaga, de exemplu, vede timpul, mai ales timpul din viitor, un timp habuz care tot timpul vine spre noi și de fapt omul se regăsește în acest timp. El tot mereu așteaptă și speră încât tot ceea ce îi oferă viitorul ca imaginație, ca speranță, este și bun. Tot ceea ce este trecut sau prezentul care nu l-ai utilizat așa cum trebuie și n-ai reușit să te bucuri de clipa, exact cum spuneau în antichitate, trăiește clipa, trăiește momentul de față,
se supune deprimării, se supune uzurii și categorii cade într-un fel de desuet. Augustin, că despre la el voiam să fac trimitere, diferă puțin de Blaga și spune că timpurile, indiferent că sunt trecute, că e prezent, că este viitor, se mută în sufletul omului, iar acolo capătă o anumită dimensiune tocmai prin trăirea momentelor tale din viață. El spune, Augustin, într-un mod excepțional, mi-a plăcut cel mai mult această definiție, maximă, că nu poate fi o definiție, nu îndeplinește condițiile de definiție în sensul clasic al cuvântului, trăirea celor trecute în prezent, așteptarea prezentă sau trăirea prezentă a celor prezente și așteptarea prezentă a celor viitoare. Tot timpul trebuie să fii prezent prin însă structura ta spirituală, încât orice vine din trecut sau din viitor să-l poți primi cu sufletul deschis. În realitate însă lucrurile nu stau tocmai așa. De ce? Pentru că chiar dacă sunt aceste sărbători, omul în structura sa egoistă, să mă duc cu gândul la Jean-Jacques Rousseau, știți că în contractul social pune ideea aceasta de a renunța la anumite chestiuni care ne sunt strict personale pentru a putea să ne bucurăm de anumite legi universale, legile care ar guverna în general ființa umană. De ce nu e în stare și punem discuția acea maximă biblică, acea poruncă biblică în care spunem că trebuie să ne iubim aproapele ca pe noi înșine? E, Jean-Jacques Rousseau găsește o explicație a faptului că nu suntem capabili de această iubire, tocmai pentru faptul că structura noastră este fie conservatoare, adică suferim de un conservatorism, ca să nu zic de un egoism dintre ăsta exterior, în care nu ne putem dărui celuilalt în sensul biblic al cuvântului, și în același timp dintr-o ideea de protecție, de un conservatorism, de altă factoră, de factoră biologică. Teama din noi ne face să ne punem pe primul loc în afara celorlalți. E, tocmai aici lucrurile schimbă puțin raporturile atât între oameni, dar și raporturile între oameni și natură, între tot ceea ce se numește interiorul și exteriorul omului. Se vorbește și la modul general, dar și la modul concret propriu, veșnic despre ceea ce se, de aceea am amintit anterior iubirea aproapelui sau iubire în general. În perioada, în vremurile de acum, iubirea nu este percepută așa cum au perceput-o probabil strămoșii noștri și cum ar trebui să o percepem ca oricare. Adică nu facem trimitere cumva la ceea ce se numește sex în ziua de astăzi. Ca o paranteză, am văzut de curând un studiu al englezilor și era acolo, printre altele, o întrebare de genul: există fericire fără sex? Iar un psiholog din Anglia, după ce făcuse suficient de multe studii, spunea, spre surprinderea mea, nu există. Adică în structura fericirii, dacă poate fi cumva definită fericirea, intră și această componentă a sexului. Eu am văzut tot timpul ideea de iubire, apoi, sigur, fericirea o văd cumva plasată la nivelul anticilor, așa cum în realizările de tip spiritual și dimensiunea spirituală a omului, în demnitatea lui, dar legată și de iubirea, dar iubirea percepută de o altă factură, de o unitate bărbat-femeie ca un rotund, ca un tot. Mai degrabă sufletească relația aceasta. În niciun caz nu poți să te duci la un bordel, ai o partidă de sex, nu știu ce, în străinătate există așa ceva, este liber. Citeam tot zilele trecute de cât de mult se exploatează, se valorifică într-un sens larg al cuvântului în Japonia și în țările occidentale din Orient senzualitatea și sexualitatea și la bărbați și la femei, să nu credeți că acolo sunt bordeluri și pentru unii și pentru alții, însă nu poți pleca de acolo și cu sufletul lipit de persoana cu care ai fost în pat. Deci, din punctul meu de vedere, în perioada aceasta, curățirea aia spirituală este a da la o parte, constă în a da la o parte acele mici, hai să zicem, scame care s-au strecurat cumva între cei doi parteneri, între cei care formează un cuplu, încât ei să revină la un tot. Pentru că un tot suntem
hai să zicem, mistic, din vremurile adamice, din vremurile biblice. A fost bărbatul și femeia, femeia fiind făcută conform miturilor de care am amintit anterior, din coasta lui Adam. Deci ei au fost unul. Iubirea stă tocmai în această unitate, în acest tot bărbat-femeie, care atunci în care, în interiorul cărora, dacă apar aceste, cum să zic, mici scame sociale, categoric destructurarea, însă sper eu din ce în ce mai, adică sper, tot omul speră să nu se să ajungă la acolo, la o depărtare atât de mare, încât lucrurile să devină, să tindă spre o separare totală. Și iată, ne reîntoarcem, pentru că fără bărbat și fără femeie nu putem să vorbim de familie, nu putem să vorbim putem de vorbi acasă, de familie, vorbim, lucruri putem care vorbi... în perioada aceasta sunt esențiale. Da, mi-a adus aminte, cum să zic, de măreția, vine Piccolo de Mirandola, spune la un moment dat că la ce bună măreția Universului dacă n-ar exista omul. Omul este cel care dă această dimensiune Universului. Altfel, sigur că Universul este Universul. Omul este cel care îl valorifică. Ca de altfel și dimensiunea unei cărți, Universul unei cărți este dat tot de către om, valorificat într-un mod critic, și acolo vezi în ce măsură există un anumit drept de valoare care poate tinde spre penalitate, adică... Dar diferența dintre Univers și om este aceea, este una colosală. Omul poate fi strivit de o singură adieră de vânt, pe când Universul este... Da, merge spre aceeași idee. Universul are puterea să te strivească cu oceanul, însă, repet, n-are conștiința de sine. Asta este ideea. Tot de la Piccolo Mirandola este această idee. Coborând în realitatea concretă, vedeți că lucrurile nu stau așa. Am să vă iau societatea cultivă din ce în ce mai mult ideea de poligamism și nu de mono. N-aș vrea să alunecăm în preajma sărbătorilor spre o astfel, este o discuție complexă. Dar poate lungă. Că în edițiile următoare ne oferiți timpul dumneavoastră pentru a o face. Aș vrea să pun accent nu pe spre poligamie, spre nu știu. Probabil că chestia asta stă în structura și a ființei umane, dar a ființei umane, hai să zicem, ușor, cu tendințe ușor degradante, care pot merge, sigur, până la degradarea totală. Acum, mi-aduc aminte, am fost în multe dintre țările arabe, cei mai frustrați dintre bărbații din țările arabe erau în Tunisia. Știți că acolo poligamia nu mai există, este decretată prin lege, cumva tradiționalismul se mai păstrează undeva în inima deșertului, în familiile care trăiesc în deșert și care mai au încă mai multe femei, mă rog, chestii de genul ăsta, dar în orașele care se găsesc în partea de vest a Tunisii, orașele de la Marea Mediterană și cele din nord, acolo în Tunis, tot ce este în preajma Tunisului, conform legii, pentru că ei au avut la un moment dat un conducător școlit în Europa și care era căsătorit cu o franțuzaică, a venit cu chestiile moderniste din Europa și a exclus poligamia din rândul tunisienilor. Ei consideră chestia asta un blestem. De ce? Pentru că femeile, pe patru la număr, erau un dar de la Dumnezeu pentru bărbat. Vedeți, aici este tot o chestie de concepția omului. Nu cred în chestiile astea că cineva din exterior, putere exterioară, ci confortul, căutarea confortului interior sau mental al tău, sigur te face să crezi că ai dreptul la, ai dreptul la, și veșnic cauți cumva în lipsa acelor drepturi și un anumit tip de frustrare. Chestiile astea, cum să zic, dacă le extrapolăm și mergem în viața următoare, imediat următoare nouă, o să vedem că tot ceea ce ne face să ajungem în această situație este frustrările noastre de tip interior. Am scris undeva în ultima carte, vă aduceți aminte, că primele războaiele omului nu sunt războaiele exterioare lui, a omului adamic, a omului de la începutul. Sunt foarte multe lucruri suficient de bine dezbătute și puse în circulație în ziua de astăzi și încă nu sunt date publicității descoperirile care sunt undeva între Tigru și Eufrat, acolo la cetatea Ur din Golful Persic. Se pare că civilizația potopului și multe alte informații ce țin de trecutul omului dincolo de 4-5 mii, dincolo de anii biblici, încă sunt ascunse sau nu sunt scoase la suprafață. Dar
toate acestea vor, într-o zi vor ajunge și sigur că probabil vom ști mai mult despre noi și ne vom îndrepta cumva atitudinile noastre exterioare de astăzi încât să redevenim ceea ce, să ne recăpătăm cum să cumva adevărata dimensiune a omului. Deci spuneam că primele frustrări interioare te fac să intri într-un fel de război al tău cu tine însuți. Acest război sigur că nu rămâne numai la nivelul sufletului tău, la nivelul conștiinței tale, ci cumva îl poți transmite în exteriorul tău. Dădeam exemplu acolo cu omul care este scund sau veșnic se vede cumva frustrat față de cel care are, dar frustrările există și la ăla care are 2 metri, pentru că îl doare coloana vertebrală, abia poate să meargă, nu știu ce. Din aceste chestii mărunte, sigur că mutând lucrurile în societate, o să vedem că există un întreg mecanism care pune în mișcare și binele, dar mai ales răul. Am să vă povestesc o chestiune chiar de zile trecute în care am asistat involuntar, vrând nevrând, am asistat la ceea ce mi s-a întâmplat și ce am văzut, cum în societatea asta modernă, oameni cu pretenții intelectuale, oameni care ai crede că sunt suficient de raționali și care pot să stăpânească anumite porniri interioare, însă în momentul când au ajuns la a incita mai mult, a îndemna la nerespectarea legilor, vedeți că o paranteză, viața noastră exterioară, în mod special, dar și aia interioară, este guvernată de niște legi organice, legile statului din care faci parte, pe de altă parte, este guvernată cumva, vrând nevrând, de cutumele și legile morale. Vrând nevrând, există între noi, am impresia că aceste legi morale au chiar un impact mult mai puternic asupra noastră și sunt respectate și sunt mult mai prolifice și mult mai pertinente și mult mai productive pentru ființa umană decât celelalte organice pe care fie nu le știi, fie nu vrei să le respecti. Dar în preajma mea am văzut cum se incită la nerespectarea legii, ba te îndeamnă să le încalci, așa, și sigur din acest tip de comportament la nivelul anumitor instituții ale statului, ajungi în momentul în care anarhia își spune cuvântul și din statul de tip democratic în care credem că trăim, ne îndreptăm cu pași foarte repede și destul de ascunși și care nu sunt la vedere spre o societate de tip totalitar sau o societate de tip oligarhic. Ăștia sunt mecanismele care se văd în istorie, nu le-am inventat eu sau altcineva. De vină în tot ceea ce ni se întâmplă nou este ceea ce facem noi. Noi, oamenii, suntem de vină. Exact ceea ce vă spuneam că mi s-a întâmplat sub ochii noștri. Zilele astea ar fi zilele în care, cum ar trebui, să ne purificăm sufletește. Dar tocmai în aceste zile s-a întâmplat așa ceva. Ori atunci, unde este purificarea? Unde este ceea ce numim conștiința de sine? Este o analiză extrem de pertinentă în filozofia spiritului la Hegel, în care se vorbește despre așa ceva. Însă, vedeți, am spus-o chiar public într-o ședință a Consiliului, locul în care încă mai lucrez, mi-am asumat toată viața tot ceea ce este legal și moral, tot ce ține de, intră în sfera conștiinței mele și nimic mai mult. Ori, dacă fiecare ar gândi în felul ăsta, lucrurile s-ar echilibra, adică libertatea mea se termină acolo unde începe libertatea altuia. Unde? Permisiunea dumneavoastră, domnul Bălașa, aș vrea să-i dăm cuvântul și doamnei Bălașa să ne destindă un pic, pentru că iată un subiect foarte interesant, un subiect la care trebuie să medităm și să facem introspecție, dar uneori parcă e bine să ne mai bucurăm și de poezie. Da, da, eu zic da. Să ne întoarcem la frumos, sărbătorile sunt în fața noastră, să vorbim despre iubire, să vorbim despre speranță, despre bucurie, despre tot ce înseamnă alb în sufletul nostru. Cântec de Crăciun. Stau pe prispa iernii și ascult uimită glasul de colind, viers melodios. Simt în mine o pace, simt cum mă alintă înger din înalt, tandru și frumos. E o iarnă dulce, cu miros de plin. E un cer albastru poleit în taină, ce se cerne în mine grabnic și senin și mă îmbracă iute cu albă haină.
în urechi răsună primenirea nouă, o străbat ușor, ca pe un dor aprins, cu mirări de argint, inima în plouă. Mă topesc, mă mistui ca un foc nestins. Curge râu de slavă, din înalt coboară o lumină vie, magi și îngeri mii au pe aripi taina, fină și ușoară, revărsări de zori ce se aprind făclii. Să-i primim cu sete, mâine e Crăciunul, e cu noi acum numai Dumnezeu. În iubire este întotdeauna unul, să-l păstrăm de-acum pururea mereu. Să fim buni ca pâinea dintr-un grâu ales, rumenită bine în cuptor pe vatră. Sărbători de aur, iată, ni se țes, ca o scoarță în zbilțe, nouă și curată. Stau pe prispa iernii, e Crăciunul mâine, și ascund colinde, răsunând ușor. Și-a început să ningă, zările sunt pline cu argint de slavă, fir de alb fuior. Vă mulțumim, doamna. Doamna Beatrice Silvia Sorescu, Bălaș, absolut minunat. Înălțătoare versuri, vedeți, vorbește despre iubire, despre acel unul, trimiterea ei, cred că este mai mult spre divinitate, însă în acel unul ne regăsim și noi, tot unul despre care am pomenit anterior, unul fiind comuniunea între bărbați și femeie. Acel însă, rotund care acel trebuie rotund. Să existe însă, mereu. Însă una este să vorbești despre iubire și alta este să iubești. Să o practici. Și să, asta este marea diferență. Când ești urmărit de lucruri meschine pe care vedeți, ca să ajungi la acea stare de iubire trebuie să renunți mult, să renunți la tine, să renunți la acele lucruri mărunte care există în tine și care te fac să te îndepărtezi de lume. Pentru lucruri absolut meschine, omul e în stare să calce uneori și peste mormintele celor care au plecat dintre noi. Ori tocmai asta înseamnă ceea ce se numește degradare umană. Plecarea din tine, ieșirea din tine. Ce credeți că împinge la așa ceva? Lipsa de educație, lipsa de gust, incapacitatea de a gusta un astfel de vers, un astfel de îndemn la purificare, că în ultima instanță versurile respective trimit la purificare și la momentele acestea absolut înălțătoare, nu doar pentru noi, cei care ne aflăm aici, pentru întreaga zona creștinismului. Dar măcar acum, în pragul sărbătorilor, e bine ca omul să încerce din răsputeri să devină cumva contemporan cu Iisus și să înlăture tot ce este rău în ființa lui și în prejurul lui. Să devină bun, să devină milostiv. Faptele de milostenie sunt extraordinar de binevenite în această perioadă. Să aibă lumină în suflet, într-un cuvânt. O jumătate înainte de a citia despre chestiunea cu a deveni contemporan cu Iisus, vorbește Iliade în timpul teofanic. Da. Anularea timpului, anularea prezentului tău te face să, sau anularea timpului de acum 2000 de ani și până în momentul de față, te face să fii contemporan momentului nașterii sau momentului crucificării. Fie că te bucuri la fel cum s-au bucurat magii de venirea Mântuitorului în lume, cu aceeași putere, cu aceeași dăruire, fie că suferi în același timp la crucificare cu Mântuitorul. Despre așa ceva vorbește destul de, aproape de neegalat în lume, Mircea Eliade, în ceea ce numește timpul teofanic. Și cele trei timpuri de la Sfântul Augustin. Da. Fiindcă de câteva zile ne-a copleșit un ger năprasnic, haideți să vă citesc un poem intitulat Chiar gerul. A venit de-azi noapte gerul, primenit în straie reci, cu picioarele de țurțuri, umblă întruna pe poteci. Pe la vetre aprinde focul,
cu cojoc de miel te îmbracă, cu căciulă brumărie și mânuși din lână țarcă. Apoi pleacă pe câmpie, suflă din asa trompetă, de te îngheață până la oase, dirijează din baghetă. Vântul, cu ale sale strune, se întinde, se frământă, nici picior nu se mai vede, nici o gură nu cuvântă. Curg dantele pe la geamuri, drumul alb de diamant, iar câmpul în depărtare pare o mare de smarald. Nici o pasăre pe afară, nici un suflet călător, doar ninsoarea se întețește așternând un lung covor. Gernă prasnic, șuier aspru, doruri ce vibrează în zare, câinii se ascund și ei în șopronul de din vale. Se țes vise pe la vetre, focul arde ca nebunul. Mâine-i mare sărbătoare, vine Domnul cu Crăciunul. Iată ce frumos! Vine Domnul cu Crăciunul și nu Moș Crăciun. Exact. Când ne-am îndepărtat de simbolistica adevărată a acestei sărbători pe care o petrecem în aceste zile și cât am mers către zona de marketing, de superficial, de cadouri, de Moș Crăciun, de mese întinse și... Doar atât. Exact. Repet ce am spus la începutul emisiunii, și anume că marea majoritate a sărbătorilor sunt inventate de mintea umană, iar în momentul în care, de exemplu, există, hai să zicem, un fel de supraproducție într-un anumit domeniu sau vrei să deschizi domenii în care profitabilitatea este suficient de mare, sigur că inventezi fel și fel, dai zile libere celor care sunt angajați fie la stat, fie în particular, la privat, și categoric în acele împrejurări, nu de puține ori s-a întâmplat ca și în acest an care a trecut, anumite zile de la sfârșitul unei săptămâni să fie cumulate cu altele care erau libere prin Constituție și motivul pentru care s-a făcut acest lucru era creșterea consumului, fie prin turism, fie prin anumite mecanisme, încât profitabilitatea a fost mai mare decât în momentul în care ai fi lucrat în același fel. Nu ăsta este scopul adevărat al sărbătorii Crăciunului, în mod special, și al anului nou, care ar trebui să însemne, este percepută, de exemplu, la popoarele din India, la unele dintre ele, că se există acolo foarte, foarte multe culte religioase, reprezintă întoarcerea aceea spre lui, luminarea omului și întoarcerea omului în lumină, transformarea lui într-un fel de scânteie care trebuie să devină cumva scânteie a Universului, o scânteie din primordii care cumva este deasupra a noastră a tuturor. La noi, în primul rând, Crăciun este bucuria nașterii Mântuitorului și nu numai la noi, repet, în întreaga creștinătate ar trebui și să fie perceput în acest fel, iar anul nou, exact prin însă și titulatura, ar trebui să fie anul primenirii noastre interioare, în mod special. Că ți-ai luat o haină, sigur că e și aia bună la ceva, dar rămâne într-un șifoner în condițiile în care sufletește nu te-ai putut primeni. Din păcate, lumea în care trăim este o lume, vedeți, cu fel și fel de conflicte, plecând de la conflictele interioare, la conflictele exterioare, la conflictele între popoare și, din punctul meu de vedere, meditat mult în ultima perioadă, dacă n-ar exista, sigur că societăți ideale nu există, ar fi utopic, s-a crezut de către mari utopiști ai lumii că pot înființa aceste societatea, cetatea lui Dumnezeu sau, eu știu, lumi dintre astea în care se poate, nu se poate. Omul este o ființă extrem de complexă și categoric din diversitatea interioară apare și diversitatea exterioară, iar din egoism și din frustrări apar conflictele între oameni și chiar între popoare, dacă le extrapolăm. Vedeți că la graniță avem
avem un întreg conflict care de la o zi la alta fie că ar dărea, a da semne că face pași înapoi, fie că s-ar putea extinde. Ferească Dumnezeu de această posibilitate, de ultimă posibilitate. Principala cauză pe care o găsesc eu în asta se găsește la în a defini ceea ce au încercat unii să spună omul nou, un fel de om mâzgă, omul care de fapt nu face decât să se întindă cumva ca o mizerie deasupra Pământului, lăsat cumva în univers și care să te facă să tot timpul să fii într-o stare de teamă și de imponderabilitate. Imaginați-vă o mâzgă mizerabilă pe care tot timpul trebuie să mergi și care, în condițiile în care nu ești atent, fie îți frângi gâtul, fie spargi capul, fie te încetinește în mersul tău în viață și categoric mersul în timp, în lume. Acești oameni, dacă n-ar exista sau ar putea fi, repet, aduși cumva la o... A fi remodelați, că mâzga aia poate deveni un lut în care poți face ceva. S-ar putea remodela doar prin educație și prin refacerea omului, restructurarea lui într-o anumită formă, renaștere, o renaștere nu în sensul renașterii din perioada istorică, deși și acolo a fost vorba despre așa ceva, însă marea greșeală care s-a făcut atunci a fost că au scos pe Dumnezeu din lume și au plasat pe om în centrul universului. O altă mare greșeală care a dus la conflicte de neimaginat. Ideea acestui om nou, care de fapt nu este nimic altceva decât omul care împiedică, care are anumite frustări pe care și le aduce cumva în lume, în condițiile în care spune că tot ceea ce face o face spre binele semenului său. Care bine? Ar fi, cum să zic, pentru mine, n-am copii, dar m-ar îngrozi ideea ca statul, poporul român să treacă prin aceleași perioadă, aceeași perioadă prin care a trecut în anii 80-90 până în 89, în care stăteai la rând pentru o sticlă de lapte, în care femeile mureau prin spitale din cauza unui avort, fie el și întâmplător, când erau tratate așa cum erau tratate și nu știu ce. Occidentul n-a trecut prin așa ceva. N-a decât să experimenteze ei, fără să aducă chestiunile astea aici, în zona noastră. Însă, repet, ideea asta de om mâzgă se găsește la nivelul aproape a fiecărei instituții. Nu se poate să nu existe la nivelul unei instituții a statului sau într-o societate, fie ea privată, fie de stat, unul care să te facă să aluneci, să îți rupi picioarele, să strângi gâtul, să te bagi în pușcărie, să facă orice din tine, numai să nu te lasă să ai un drum suficient de liniștit să-ți vezi de treaba ta în lume. Din păcate... Menirea sărbătorilor, asta ar fi, să faci curățenie în exteriorul tău, în mâzga asta, să o dai cumva la o parte și atunci sigur că poate reflecta asupra interiorului pe care la fel dai și de acolo aceeași mâzgă la o parte. Din păcate, dezvoltarea societății, această idee de europenizare pe care o trăim cu toții, are tendința de a distruge cumva tot ceea ce este vechi și frumos, tradiție, obiceiuri. Suntem de vină cumva și noi, ca popor, ca indivizi, că nu încercăm, în ciuda tuturor acestor schimbări, nu încercăm cumva să luptăm pentru păstrarea lor, pentru că un popor există, iată, prin ele. Ne mândrim cu ele în situații anume. Iată, de sărbători încercăm să reînviem cumva tradiția, obiceiul în inimile, în sufletele noastre. Dar în tot timpul anului nu facem aproape nimic pentru a le păstra, a le inventaria cumva și a le lăsa să de fiecare dată să ardă în noi și prin noi. Eu nu împărtășesc în totalitate punctul de vedere și am să vă spun de ce a făcut o greșeală spunând că europenizarea poporului român poate duce la distrugerea lui. Nu, că noi, nu, lucrurile stau cu totul altfel. Noi facem parte din Europa de când e lumea.
Aici suntem, aici ne-am născut. Problema... Da, dar au fost unele idei care au venit exact, să ne ia din identitatea națională. Ne-am preluat. Până și tăiatul porcului, domnul Bolașa, care era de când lumea și pământul. Noi ștenisem de la bunii și la străbunii. Eu nu la asta mă refer. Dacă am fi luat din Occident adevăratele valori occidentale, că Occidentul a avut și are încă, cultura occidentală este de neînlocuit. Cultura poporului român este o cultură, din punctul meu de vedere și nu numai al meu de vedere, de factură filogermană. Adică se bazează întreaga cultură românească, care cumva la bază structurile culturii europene clasice de tip german. După care, sigur, vine cea franceză, școala, perioada renașterii de la italieni, sau începând cu italienii și toate celelalte. Însă, dacă am fi luat din Occident aceste lucruri, aceste valori, care și-au un tip de perenitate, sigur că poporul român ar fi păstrat alături de tradiție, ar fi mers și mai departe cu aceste valori spre care am tins înainte de 89. Le admiram cumva. Numai că atunci când am ajuns în Occident, noi am năvălit acolo cu răul nostru. Uitați-vă că străzile din Occident nu mai sunt aceleași care erau înainte de 89, din cauza cerșetorilor, care nu sunt neapărat numai din România. Sunt temeri de unde, prin toată lumea. Dar a devenit o formă de a trăi, pentru că se câștigă mai ușor în așa ceva, iar societatea din timpurile noastre acordă multă, multă înțelegere pentru cei care nu muncesc, încurajează-ne munca și atunci categoric, fie cerșești, fie îți dă statul, fie... Eu am rămas tot în Tunisia, absolut surprins, când în mijlocul deșertului statul le oferea un salariu, un venit egal cu venitul mediu pe economie, cu condiția să nu plece din locul respectiv. Păi spuneți-mi care e ăla nebun să se ducă să muncească într-o astfel de situație, când ai totuși un venit egal cu venitul mediu pe economie. Tendința la noi aici în țară este aceea, fie mai faci ceva la negru școlea, fie stai din alocația copiilor pe care îi ții dezbrăcați și nu știu ce minuni, fie îți dă primarul nu știu ce ajutor social, pentru că păi mâine sunt alegerile și sigur îți bate obrazul, vină și mă putează, că altfel te lasă în pielea goală. Chestiile astea sunt părțile rele pe care le-am luat din Occident, că de altfel și noi am exportat suficient de mult rău. De asta am făcut afirmația că nu există societăți pure. Dacă de acolo am fi luat valorile, adevăratele valori, care își găsesc perenitate, care aduc structura înălțătoare, spirituală, înălțătoare a omului, categoric și noi și Occidentul am fi fost în alt fel, n-am fi avut carențele care le avem în ziua de astăzi. Nu, Europa nu a venit, sau faptul că noi facem parte din Uniunea Europeană nu este neapărat un rău. Nu, condiția să ne fi păstrat demnitatea de români, repet, demnitatea doar, că tradițiile sunt cele care îți dau demnitatea. Lucruri care țin de noi, de fiecare dintre noi ca popor, până la urmă nu ne impun europeni. Scoteam în evidență faptul că românul este tentat să uite de ceea ce este al lui, de obiceiuri, de tradițiile lui, pe care le-a moștenit din moștrămoși, și să copieze ceea ce fac, eu știu... Dintr-un complex de inferioritate pe care îl avem față corect, de alte popoare. Da, da. Așa cum suntem tentați în vocabularul limbii române să înlăturăm unele cuvinte și să luăm tot mai multe englezisme pe care le, sau nu numai, pe care le folosim în vocabularul nostru curent. Asta subliniam. Da, mai ține și de altă chestiune. Românul spune simplu. Nu ne vedem lungul nasului. Mi-aduc aminte de copilărie. Spunem tot timpul că a fost frumos, ne-am bucurat. Sigur că păstrăm, omul are tendința să păstreze în minte amintirile care i-au adus un gram de bucurie. Dar dacă te duci înapoi și încerci să-ți amintești și partea de suferință, partea de durere, piedicile, neajunsurile din perioada respectivă, o să vedeți că lucrurile capătă nuanță, cel puțin nuanță. Ideea este că dacă fiecare ne-am vedea și locul și ne-am plasat corect în lumea în care ne înconjoară, atunci s-ar schimba situația. Adică dacă bărbatul ar ști că e bărbat, femeia că e femeie, copilul că e copil și că fiecare avem locul și rolul nostru în lume și ne-am respectat acest rol într-un status în termeni sociologici,
sensul cel mai nobil al cuvântului, nu fac chestii între astea pe care ați vrut să le aduceți în discuție legate de poligamie, de nu știu ce minuni dintre astea. Nu, poligamia este general valabilă pentru om. Nu știu dacă a fost lăsat omul să aibă tendințele de astea. Îți mi-a explicat, de exemplu, sau îmi povestea bunicul meu care a fost în Siberia, că l-au dus după ce a picat la Cotul Donului, într-o localitate undeva de nici... Erau numai bordeie și o moară în care măcinau niște cereale, făceau nu știu ce făină sau mălai, și acolo sigur că erau atât de multe femei încât cam 20-30 de femei la un singur bărbat. Cei care, bărbații lor sau care erau în zonă, fie că erau într-o limită, erau mai puțin la număr, fie că mai muriseră în timpul războiului. De fapt, situația asta este reală și în momentul de față. Există partea asiatică a Rusiei care și-a dorit poligamia prin lege. De ce? Dintr-o necesitate fiziologică. Acolo, sigur că și el a stat în același bordei cu 15-20 de femei, ce știu cât o fi stat acolo, pentru că n-avea altă posibilitate de a trăi. Dar asta nu înseamnă firescul omului. Repet, firescul este acela, hai să zicem, la nivel mitologic, descris de Biblie. Chiar dacă nu credeți în textul, cineva nu crede în textul biblic, măcar forma, povestea ca atare, își are o anumită substanță și se substanțializează prin însă structura spirituală care o dă cuplului, omului, în genere. Eu zic să ne întoarcem la frumos, la colindători, și la pregătirile pe care le... Iată ce frumos se îmbină lucrurile astăzi, cumva, domnul Bălașa, partea rațională a dialogului și doamna Beatrice Bălașa, partea sensibilă. Probabil că ăsta a fost și secretul cuplului îndelungat, absolut, pe care l-ați format. Absolut. Ai ceva de spus? Și vin colindători. Cineva trebuie să oprească și chestiile astea. Știi, când o iei, bați prea mult câmpii, rigole, cu glimelele de rigoare, expresia asta. Sigur, cineva trebuie să te oprească și să spună ca și în viață. Ce am vorbit până acum? Am spus, dom'le, sigur că am dreptul să zic orice, să visez la orice, dar visul ăsta are și el limite, pentru că realitatea din jurul meu este cu totul alta. Libertatea cuvântului. Da. Și vin colindători. Ne pregătim ca pentru sărbătoare, cu vin de-al bun făcut acum un an, cu porc tăiat chiar în ajunul mare, cu murături și carne de curcan. Fierbem sarmale în oală de pământ și cozonaci îi frământăm în zori. Facem azime în cuptor pe rând și atârnăm la pragul casei flori. Punem în brad mici globuri și beteală și aprindem luminițe la fereastră. E o strălucire aparte pe afară și o boltă zâmbitoare și albastră. Și vin colindători să aducă veste, vorbesc de un prunc și acela e Iisus, că în noaptea asta se va naște în iesle și o stea tot licăre până la apus. Hai să-l primim cu toți cum se cuvine. E Domnul nostru, e Iisus cel Sfânt. Se naște să aducă în lume bine, să fie bucurie pe pământ. Apropo de... Este acolo cu tăierea porcului, ați văzut. Ca să nu-i scoatem nițărite pe cei care sunt cu ONG-urile astea, cu animalele, cu nu știu ce, știți că ei tot îndeamnă la asomarea porcului, la curentarea lui, mă rog, la forma în care n-ar mai simți durerea. Nu știu dacă o simte sau nu o simte, n-ai de unde să știi. Este exact ca și la om. Nu-și poate ști experiența nașterii lui și nici experiența morții. Nu-și poate trăi aceste două experiențe, nașterea și moartea. N-avem de unde ști nici la decât prin mediere, adică vezi la altul ce se poate întâmpla și ție. Jocul ăsta de cuvinte, asumare și asomare, mi s-a părut... Aronime! L-am întâlnit de curând și mi s-a părut, cum să zic, de un ridicol aparte. M-a dus cu gândul la
la Wittgenstein, care are o lucrare, Jocurile de limbaj, extrem de importantă, lucrare care pune în valoare, de fapt, ideea că limbajul poate ascunde sau poate releva adevărul. E una dintre concepțiile care au stat la baza formulărilor simbolice, a interpretărilor de tip simbolic de mai târziu și chiar la baza limbajului simbolic pe care îl folosește calculatorul. Culmea este că sunt indivizi care echivalează sau, fără să se ducă la dicționar, asumarea cu încălcarea legii de care legilor cred că dacă ei și asumă ceva, dar în afara legii sau în afara legilor morale sau legilor organice, înseamnă că devin, cum să vă zic, niște simboluri sociale demne de urmat. Nu. Omul care trăiește în limitele impuse exterioare lui, adică care respectă și pe alți oameni, repet, legile morale și legile organice sunt cele care mediază viața indivizilor într-o societate. Doamna Bălașa, nu ne-am dat seama când a trecut timpul. Aș vrea să încheiem în sensibilitatea specifică doamnei Beatrice Bălașa Sorescu. Și cum bradul nu lipsește niciodată de sărbători, iată, l-avem aici lângă noi, este superb. Am să vă recit un poem intitulat chiar Bradul. Străjer de munte, verde și frumos, cu aripi desfăcute larg spre zare, tu stai desculț prin ploaie și în soare, însă rămâi la fel de maestos. Te înalți tăcut spre cerul nostru mare, stingher mereu, nepăsător, dar blând. Cu tine nu e cin să se măsoare, căci crești din limpezimea unui gând. Ești martor la atâtea câte sunt, privești atent vremelnicia noastră. Ești axă între cer și între pământ și primenești întinderea albastră. Străjer de munte, pururea frumos, miroși a sărbători și a primăvară, ascunzi în tine cântecul duios, minune verde leagăn peste țară. Da, frumos. Mai avem un minut? Fix un minut. Un minut, în sensul că sigur că poezia este înălțătoare, este, să zic, un fel de structură sufletească, o însăilare a sufletului, o reînsăilare a sufletului uman. Câtă vreme, repet ce am spus mai înainte, dai cumva mizeria la o parte din suflet și ai răbdarea să asculți, să lași să pătrundă în locul mizeriei interioare, mâzgăi acelea interioare, versurile, frumosul, același lucru și în exteriorul tău. Repet, ne putem bucura de viață, putem bucura de sărbători câtă vreme și de viață, în mod special, nu doar acum, ci tot timpul, în condițiile în care respectăm pe ceilalți din jur, ne respectăm pe noi înșine și încercăm să ne curățim atât în exterior cât și în interior de ceea ce numesc eu mâzgă umană. Vă mulțumesc, vă doresc un an minunat, sper să ne revedem cu bine și cu sufletul însăilat deopotrivă în bunătate, în liniște și în speranță. Și noi mulțumim, le dorim tuturor românilor un Crăciun binecuvântat, cu sănătate, cu liniște, cu belșug, sărbători, iată, în pace și liniște și în iubire. Eu aș zice un Crăciun cu zâmbetul pe buze și cu multă poftă de viață. La mulți ani tuturor! La mulți ani! Minunat. La mulți ani! Toate cele bune! La revedere!